Și bun venit în locașul de închinare tuturor fraților, bun venit și musafirilor. Așa cum vedem în seara aceasta, în mijlocul nostru avem un grup de tineri, de studenți, grupul coral Unison. În seara asta îi avem în mijlocul nostru, e o bucurie și Domnul va fi lăudat prin imnuri de către acest grup, cât și de noi. De aceea îi invităm cu primele trei piese să laude pe Dumnezeu.
Amin. Thank you.
Bună seara, pacea Domnului și bine ați venit în casa iubirii lui Dumnezeu și în seara aceasta. Pacea Domnului. Totul s-a schimbat așa în ziua de azi dimineață, între ce era prevăzut. M-a sunat fratele Viorel săptămâna asta că trebuia să fie și dacă pot să-l ajut, că nu a o problemă din viața dânsului, nu l-a ținut mai mult acasă. Astăzi îți spune fratele Victor că vor fi studenții din România. Vă spunem bun venit special vizitatorilor. Hei, visurile voastre sunt tare frumoase și să știți că dacă ne luăm după voi, ne ținem și noi poate și în felul ăsta viața pare mai ușoară și pare mai frumoasă. Și pentru noi, pentru că voi debutați în ea, noi am trecut pe undeva pe unde sunteți. Am avea multe să vă spunem, dar nu știu cât le-ați primi, nu știu câte v-ar place, sunt unele lucruri care trebuie învățate de bine, sunt unele care nu sunt prea plăcute și fac bine. Mesajul din seara aceasta este mai mult un eseu, nu poate fi ceva mai larg, pentru că timpul ne strânge. Și aș vrea să încep cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți pe acasă argint? Are cineva? Nu e că facem socotel cuiva. O să vedeți de ce. Cine are pe acasă lucruri de, eu știu, bani, altceva, alt fel de lucruri? Eu vă spun cinstit, eu am un sfeșnic, l-am primit cadou de la comunitatea din Israel unde am fost și este din argint. Cei de acolo, prieteni apropiați, mi-au făcut un cadou cu un sfeșnic de argint. Deci, ca să vă spun că să nu vă credeți că este o capcană. Ce credeți? Are valoare argintul? Este? Știți că sunt bani de argint, banii vechi, sunt mai căutați, sunt alte lucruri care sunt pe o ierarhie a valorilor, argintul are și el un loc destul de bine pus. Dar despre aur. Acum nu mai spunem dacă avem aur acasă, că dăm de bănuit. Mai avem noi câte ceva așa pe degete, mai îl portăm la vedere. Frații mei, întâmplarea care vă povestesc acum este adevărată și este din Biblie. Știți că a fost o vreme în istoria omenirii când argintul n-a avut nicio trecere? Era la fel ca și pietrele de pe drum, de prețuit? Doar fratele Mihai știe. Spune cuvântul Domnului că, haideți să citim, să deschidem în cartea a doua cronicilor, la capitolul 9. Nu voi citi de la versetul 13 totul, pentru că sunt textele. Dacă vreți să aflați contextul larg pentru care de ce am ales aici, este de la versetul 13 până la versetul 28. Eu voi lua doar două versete. 20, capitolul 9 a doua cronici, și versetul 27. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur, și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur, curat. Nu era nimic de argint. Argintului nu îi se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii, tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie. Este singura relatare a istoriei când despre argint, când am mai găsit spus așa ceva. Niciodată, nicăieri, n-am găsit spus că argintul ar fi ajuns undeva ca să nu aibă nicio trecere. Adică dacă era un ban de argint căzut sau o bucată de argint, nu îl lua nimeni, ci de ăsta degeaba al ei. Este ca și cum ai vedea o bucată de lemn.
în zilele noastre care nu ți-ar trebui. Aurul, da. E mare lucru că tot progresul acesta pe care împărăția lui Israel a avut-o prin Solomon, a făcut ca odată cu toate bogățiile pe care ei le-au strâns, să se încreadă probabil în lucrurile acestea și odată încrezuți în ele, declinul a venit imediat după moartea lui Solomon. Știm că împărăția a fost ruptă în două, cea de nord și cea de sud. Asta este o altă latură. Hai să venim la partea aceasta de aur și de argint. Solomon, ca un împărat în lumea aceasta, o economie atât de puternică încât să ai totul, valuta forte să fie aurul și moneda de schimb obișnuită să fie aurul, ne dăm seama ce putere economică avea Israelul la vremea aceea. Mai spune versetul 13 că în fiecare an îi veneau 660 de talanți, 666 de talanți de aur lui Solomon, îi veneau probabil din biruri, din taxele vamale, din ce veneau atunci, din forma în care el aducea, erau 666 de talanți de aur în fiecare an. În 2 ani, în 10 ani, cât ar fi? 6600 și ceva. Ori 36 de kilograme bucata, ne dăm seama ce avere s-a adunat acolo. De aceea spune cuvântul Domnului că în casa Domnului nimic din sculele care erau acolo, nimic nu era de argint, ci totul era aur. Deci când au venit la Ezechia să vadă musafirii ce are, au avut ce să vadă și e normal că au avut un interes să dorească să pună mâna pe lucrurile acestea. Frații mei, în casa împăratului Solomon nimic nu era de argint. Și cartea Apocalipsei vorbește despre împăratul ceresc, despre care se spune că acolo nimic nu va mai fi din argint, ci acolo tot ce este, este aur curat. Dacă ne gândim la metalul pe care unii l-am și pus mâna pe el, l-am văzut toți, unii mai avem într-o cantitate mai mică, poate să nu credem că în Împărăția lui Dumnezeu există așa ceva. Aurul de acolo este altceva. V-ați gândit vreodată ce ar putea constitui aurul din Împărăția lui Dumnezeu? Ce ar putea fi aurul acela despre care se vorbește? Martorul credincios, fac o paranteză, Apocalipsa 3, cu 19. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Care credeți că este aurul din Împărăția lui Dumnezeu? Poate că nu v-ați gândit niciodată să mergeți mai departe decât să vedeți ceea ce se poate vedea cu ochii noștri și să pipăim cu mâinile noastre. Poftim? Însuși Dumnezeu. Mai încearcă cineva? Aurul din Împărăția lui Dumnezeu suntem noi. Și știți de ce? Citeam epistola Apostolului Petru. În capitolul 1 cu versetul 7, nu mai citesc, doar vă spun și cred că știm toți textul acesta, pentru că încercarea credinței voastre, care este cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc, ca să aibă la urmă slava, cinstea și lauda, trebuie să trecem prin cuptorul acela de curățire. Ei, aici oamenii se selectează. Aici aurul începe să rămână mai puțin. Spune cuvântul Domnului în cartea unui profet din Vechiul Testament, asta vă las ca o enigmă, ca să o căutați. Spune Domnul așa, voi face oamenii mai rari decât aurul curat. Deci voi face oamenii mai rari decât aurul curat. Asta ce înseamnă? Că cei care vor fi acolo vor fi aurul acela curățit prin foc. Îmi povestea un prieten care a lucrat ca bijutier cu fratele lui
Și din auzite am vrut să am o confirmare la ceea ce știam din auzite. Zic, tu ai lucrat, spune-mi, este adevărat? Este adevărat că aurul trebuie topit și topit până când chipul tău ți se reflectă ca într-o oglindă? Mi-a spus, da, este însă o măsură și acolo, pentru că în momentul în care l-ai încălzit prea mult, se poate arde. Dar, și l-am întrebat cum se produce curățirea. Și mi-a spus așa, exact, mi-a dat exemplu, că, cum se petrece cu laptele, care l-ai pus de dimineață într-un vas și seara îl vezi că deasupra se ridică ceva de altă culoare și are altă consistență. Deci grăsimea laptelui se ridică deasupra. Așa este și la aur. Tot ce este zgură, tot ce este altceva în afară de aur, totul se lasă la partea de fund, la partea de jos a vasului în care se topește. Iar partea de sus este ceea ce este aurul curat. Și mi-a mai spus prietenul meu și vă spun și dumneavoastră ca și cultură generală, aurul curat nu poate fi lucrat ca bijuterii. Este foarte casant. Deci ca să se poată aduce în forma aceasta de lanțuri, de zale, de tot felul de lucrături, tot felul de ornamente, cum este, trebuie să îi se adauge cupru, plumb, cositor și alamă. Toate acestea patru împreună, în proporțiile pe care bijutierul le știe, le combină pentru ca aurul să devină moale, să nu se rupă. Dar ce înseamnă aceasta? Că aurul nu mai este curat. De aceea este aur, vedeți, de la ierarhia aceasta a caratelor. Acum, dacă vrem să mergem și să fim cumpăratul nostru, să știți că va trebui să trecem prin cuptorul curățirii. Acolo nu intră aur în amestec. Acolo intră doar aurul curat. Și cuvântul Domnului așa spune, că doar aurul curat este în casa împăratului. Acolo nu este nimic de argint, nu este nimic de cupru, nu este aur în amestec, acolo este doar aurul curat. Ei, aurul acesta curat, să știți că mi-am pus întrebarea de multe ori și când când am început să cunosc oamenii care au trecut prin cuptorul acesta al curățirii, mi-am dat seama că sunt tare departe de ei. Atunci când treci prin momentele acelea când se zguduie ființa ta, când se curăță, când ori te ții de Dumnezeu, ori te lași de El, e greu de suportat, dar ca să aibă ca urmare slava, cinstea și lauda, trebuie să trecem pe acolo. Cu câteva săptămâni în urmă am terminat o carte în sfârșit acasă. George a terminat-o și el acum. Față de oamenii aceștia din China, istoria este de după 90. Ce viață au oamenii acolo pentru credință, noi aici, noi nu știm că trăim pe pământ. În fiecare zi, oamenii aceștia, băiatul acesta a fost învățat de tatăl lui. Oare astăzi este ziua când vom muri? Și nu murit pentru că ești bătrân sau pentru că ești bolnav, ci să mori pentru că ai în casa ta o Biblie, să mori pentru că te închini, să mori pentru că spui că Iisus Hristos este stăpânul tău. Pentru câteva lucruri care par utopie pentru alții. Mă gândesc că martorii aceia din cartea Epistola către Evrei, la capitolul 11, ei care n-au ajuns la mântuire înaintea noastră, oamenii aceștia au trecut prin proba aceasta pe care Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei ca să fie curățiți. Și oamenii aceștia așteaptă ziua când Iisus să vină să ia la El, pentru că pentru ei asta a fost viața lor.
Când m-am pus alături de ei, am spus, Doamne, nu cred că am. Dar știu că Dumnezeu are harul lui, știu că este bun și este îndurător. Dar față de unul care a trăit în fiecare zi cu motivația de a face o bucurie celui de lângă el, împărtășind cuvântul lui Dumnezeu, împărtășind din viața lui. Haideți să vă dau un exemplu care este oribil, dar pe care cartea îl precizează. Coan, care a ajuns în închisoare, pentru că a fost, de fapt, capătul vieții lui acolo, spune că într-o zi a cerut unui gardian să-i dea voie să curețe de fecale celulele colegilor săi, pentru că nu aveau nici măcar găleata aceea și nimic. Acolo era totul în celula aceea, sub pământ, fără lumină, fără aer, fără nimic. Și a spus așa, dă-mi voie să mă duc să le curăț eu. E oribil să ajungi acolo. Dar prin prezența lui acolo a reușit să împărtășească și să facă creștini acolo. Pot eu să pretind că aș fi egal cu omul acesta? Lucrurile acestea sunt adevărate și întâmplate după 90 încoace. Frații mei, în casa împăratului ceresc nimic nu este de argint. Nimic nu este din aur în amestec. Acolo este doar aurul curat. Să vă dea Dumnezeu și să ne dea la toți puterea, motivația, convingerea și credința că atunci când El va îngădui să trecem, prin cuptorul curățirii, să putem ieși de acolo curați. Amin. Amin.
Vă mulțumim întregului grup pentru aceste imnuri frumoase, însă nu știu dacă frații din sală ar putea să spună doar atât. Dacă e cu putință să mai cântați o dată piesa Privește la Iisus. Da. Și din sală, dacă mai sunt dorințe, deci e greu să te desparți de așa un grup de tineri care laudă pe Dumnezeu atât de frumos. Deși suntem poate obosiți, dar dispare oboseala atunci când auzi aceste imnuri frumoase.
Amin. Vom închide în numele Domnului Iisus serviciul din această seară cu imnul Numai cu Iisus voiesc a merge, numărul 365. Bun în ceruri, venim înaintea Ta cu mulțumire și laudă, Doamne, pentru călăuzirea cu care Tu ne-ai condus până în prezent. Amin. Îți mulțumim pentru această zi de sabat minunată, unde am putut să fim adunați la oaltă în locașul de închinare. Amin. Te rugăm să fii cu noi în continuare aceste zile de sabat, să ne conduci mințele și inimile, să ne ajuți ca voia Ta să o facem și numele Tău să-L lăudăm. Te rugăm ca să ne călăuzești pe fiecare și pacea Ta să o lași peste noi, prin Domnul Iisus. Amin. Amin.